Pilda viței și a mlădițelor. Pilda este o povestioară cu înțeles tainic, plină de învățături religios-morale, prin care Fiul lui Dumnezeu transmitea acestora, pe înțelesul lor, învățăturile sale dumnezești. Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor în pilde sau parabole, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce este împărăția lui Dumnezeu și care sunt fiii împărăției. După cina cea de taină, Mântuitorul Iisus Hristos a spus apostolilor pilda viței și a mlădițelor. Eu sunt vița cea adevărată și tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roade întru mine, el o taie, și orice mlădiță care aduce roade, el o curățește, ca mai multă roadă să aducă. Cum? Voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela duce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă, și le adună și le aruncă în foc și ard. Să vedem acum împreună care sunt simbolurile pildei viței și a mlădițelor. Vița din această pildă este însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lucrătorul este Dumnezeu Tatăl, proniatorul. Mlădițele suntem noi oamenii. Mlădița bună este omul credincios, care ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Mlădița rea este omul necredincios sau indiferent față de Dumnezeu. Să vedem acum semnificația versetelor scripturistice din pilda viței și a mlădițelor. Eu sunt vița cea adevărată. Mântuitorul Iisus Hristos este vița cea adevărată din care toți creștinii sunt bineveniți să se împărtășească. Tatăl meu este lucrătorul. Dumnezeu Tatăl este proniatorul, adică cel ce poartă de grijă asupra întregii naturi și îndeosebi asupra omului, coroana creației. Orice mlădiță care nu aduce roade întru mine, el o taie, și orice mlădiță care aduce roade, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Noi, creștinii, aducem roade vrednice de împărăția cerurilor, dacă trăim alături de Hristos, vița care ne dă seva asemenea mlădițelor din vie. Acum, voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Creștinii care ascultă și împlinesc cuvântul Domnului sunt pregătiți pentru a-L primi cu brațele deschise pe Mântuitorul Iisus Hristos în sufletele lor. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Mântuitorul Iisus Hristos este însuși capul bisericii, cel care îi unește pe credincioșii care reprezintă mădulare ale trupului tainic al bisericii, asemenea părților unui trup. Noi, creștinii, suntem mlădițele viței cele adevărate, care se hrănesc, cresc și aduc roade din seva pe care o primesc din taina Sfintei Euharistii. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă cineva se îndepărtează de Mântuitorul Iisus Hristos și mireasa sa biserica, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit acum să facem o scurtă recapitulare a pildei viței și a mlădițelor. Vă rog frumos să alegeți un singur răspuns corect la fiecare întrebare. Ce este o pildă? A. O rugăciune. B. O povestioară cu înțeles religios-moral. C. O poezie. Sau D. O cântare. B. O povestioară cu înțeles religios-moral. Pe cine reprezintă vița din pildă? A. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. B. Duhul Sfânt. C.
profeții, de proroci. A. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe cine reprezintă lucrătorul din pildă? A. Dumnezeu Fiul. B. Dumnezeu Tatăl. C. Îngerii. D. Dumnezeu Duhul Sfânt. B. Dumnezeu Tatăl. Pe cine reprezintă mlădițele din pildă? A. Profeții. B. Prorocii. C. Oamenii. D. Îngerii. C. Oamenii. Pe cine reprezintă mlădița bună din pilda viței și a mlădițelor? A. Omul îngânfat. B. Omul credincios care ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. C. Omul mândru. D. Omul rău. B. Omul credincios care ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Pe cine reprezintă mlădița rea? A. Creștinul. B. Omul smerit. C. Omul credincios. D. Omul necredincios sau indiferent față de Dumnezeu. D. Omul necredincios sau indiferent față de Dumnezeu. Ca și temă de reflecție, realizați o compunere cu titlul Pilda viței și a mlădițelor, folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă.